Iubitorii dansului vor avea parte de un weekend încărcat la Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și autoritățile locale, vor organiza cea de-a 6-a ediție a Cupei Argesis. Sunt așteptați peste 3.000 de participanți din toate colțurile țării, cu preponderență din Iași, Galați, Timișoara, București și nu numai. Printre invitații speciali se numără coregraful Mihai Petre, dar și Piticu de la Simplu. Gazele vor fi reprezentate de trupa Starfix, coordonată de directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Dan Ionescu. Facem o ediție plină de competiții și de sportivi, adunând peste 5.000 de sportivi. Anul acesta se desfășoară pe 2 zile, iar ce vă mai pot spune este că invitați speciali avem atât pe domnul Mihai Petre, președintele jurului, Piticu de la Simplu și Lica Alexandru locul 2 de la Dansez pentru tine și multe alte vedete care așteptăm să dea greutatea acestui eveniment, iar totul se va încheia cu un maraton de salsa. Avem o formație invitată chiar la noi în Casa Studentului, o formație cubaneză, în care o să începem duminică seara la ora 7-8, când se termină competiția, alături de toți sportivii care vor mai rămâne, de arbitrii, de toți, până dimineața la ora 7. DGST va pune la dispoziție sala sporturilor pentru acest campionat național. De altfel, cele două instituții nu se află la prima colaborare, de-a lungul timpului fiind organizate în comun mai multe evenimente. Vor fi sute de sportivi, sute de persoane implicate în acest regal de frumusețe. În primul rând, nu trebuie să fii un cunoscător al dansului ca să fii prezent la sala sporturilor din Pitești în aceste 2 zile. Tocmai de aceea insistăm și invităm pe toți cei care iubesc frumosul, repet, chiar dacă nu se pricep la dans, să invităm la sala sporturilor din Pitești, pentru că nu au ce să rateze. Bugetul pentru acest concurs se ridică la 800 de milioane de lei vechi, iar câștigătorii vor primi cupe, medalii, diplome, dar și cadouri surpriză. De asemenea, ocupanții locului întâi vor fi recompensați financiar cu sume cuprinse între 600 și 1000 de lei. Bugetul, numai secretariatul, vreau să vă spun, costurile secretariatului de la Federația Română de Dans Sportiv este de 200 de milioane. Deci în jur la 800 de milioane sunt costurile propriu-zis. Bine, și cu aportul, știți că să trece și aportul de persoane, resurse umane, când să vină. Cazări, avem cazări peste 400. Evenimentul se va desfășura pe 9 și 10 noiembrie la sala sporturilor din Pitești și va începe de la ora 10. Biletul de intrare costă 13 lei.